Bună ziua, eu sunt Camelia, Camelia Chira, și astăzi am venit la voi cu un săpun, un săpun realizat în casă cu cimbru, unde cimbrul are proprietăți antiseptice, cicatrizante și este un excelent tonic pentru piele. De asemenea, stimulează circulația și dezinfectează, deoarece are proprietăți antibacteriene mai mult decât eficiente. Are proprietăți antimicrobiene, al uleiului esențial de cimbru, conținut în săpun, este făcut de mine, uleiul esențial, și găsiți video pe canalul meu de YouTube. Și îl fac util în probleme legate de răni, eczeme, inflamații, eriteme, dermatite. Este un bun antioxidant, deci este potrivit celor care au probleme cu transpirația excesivă și pentru îngrijirea și igiena picioarelor. Ca regulator de sebum pentru tenul gras și mixt, este potrivit pentru toate tipurile de piele. Și acum să vedem modul de preparare și de ce ingrediente avem nevoie pentru a realiza acest săpun rece. Da, cu facem săpun de cimbru. Și o să avem nevoie de jumătate de kilogram de ulei. Așa, 500 de mililitri. O să avem nevoie de 150 de apă, 65 de sodă caustică. Aici am făcut un ulei de cimbru, l-am făcut eu în casă. O să găsiți rețeta pe canalul meu de YouTube, modul de preparare. Și am să pun și câteva picături de ulei de cocos. Să începem. Cu mare, mare grijă o să amestecăm soda caustică, ia uitați-o, peste apă. Așa. Punem așa una peste cealaltă. Și așteptăm să se topească. Aici să vă arăt cimbrul, uleiul de cimbru, vedeți cum este tras în interior, este pus cimbru, ia uitați, pus cimbru cu ulei pe baie de abur. Așa, ia să vedem dacă să știți că temperatura crește foarte, foarte tare. Aici uleiul nostru de cimbru, eu îl pun cu tot, cu totul. Am să-l pun aici. Cu tot, cu plante, cu tot. Și la sfârșit o să adăugăm ulei de cocos, câteva picături. Ce miros de la cimbru. Așa. Și să vedem. Soda s-a topit. Așa. Uleiul este fierbinte. Acum o să adăugăm soda peste ulei încet, 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 încet. Așa. Și cu un mixer o să începem să mixăm. Cu mare, mare grijă.
Ia uitați, acum o să punem câteva picături de ulei de cocos. Așa. Dăm deoparte. Eu mi-am pregătit aici o tavă de copt mai veche. Și să punem săpunul care l-am făcut. Îl punem așa în... Eu am tapetat-o cu... Uitați. Așa. Să punem pe tot. Vedeți? O să tragem așa cu... Și lăsăm până mâine. Așa. Și mâine îl scoatem din formă. Eu aseară am pus, am acoperit cu părțile laterale. După cum vedeți, am îmbrăcat forma și cu o pungă de plastic. Apoi cu hârtie de cort. Și să vedem cum a ieșit, să-l scoatem din formă. Ia uitați. Trebuie lăsat la uscat circa 40 de zile. Acum o să-l tăiem. Îl puteți pune și în forme de silicon. Ia uitați cum a ieșit. Vedeți? Să pună cu cimbru. O să tăiem feliuțe. Așa, cam cât este lama cuțitului, cam așa o să tăiem. Așa, încercăm să-l tăiem drept. Așa. Ia uitați, ia să vedem cum arată. El trebuie să mai stea la odihnit, trebuie să se usuce bine. Ia uitați. El este plin cu cimbru. Uitați cum arată. Îl voi mai lăsa încă o zi să se odihnească bine și după aceea o să-l tăiem feliuțe. Acesta este săpunul. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare. Am să vi-l arăt și peste 40 de zile, să vedeți cum arată și uscat. Astăzi l-am făcut. Uleiul o să-l găsiți, modul de preparare și ingredientele și cum l-am făcut, cum l-am realizat acel ulei de cimbru. Îl găsiți pe canalul meu de YouTube.